Elevii claselor a 8-a din Făgăraș s-au prezentat astăzi la examen, nu a fost însă examenul propriu-zis. A fost simularea evaluării naționale la limba și literatura română. Bineînțeles, la finalul testării, elevii s-au declarat mulțumiți sau nu de ceea ce au reușit să rezolve la această probă. Peste 250 de elevi din școlile de gimnaziu din Făgăraș s-au prezentat în jurul orei 9:30 în sălile de clasă pentru a susține simularea evaluării naționale la limba și literatura română. Elevii au avut la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea subiectelor. După aceste 2 ore, și-au dat seama dacă sunt sau nu pregătiți pentru examenul propriu-zis. Am avut eu făcut o compunere, exerciții. A fost destul de ok. Ușor sau greu? Cam greu. Ce notă sper să obții? 1,7. Puțin greu. Emoții ați avut? Nu prea. Da, a fost fain. Ce să zic? Ce notă sper să obții? Sper să iau un 8,50 acolo. Că de 10 nu cred că am făcut. Cum a fost la simulare? A fost simplu. Mi s-a părut mie, depinde și ceilalți cum au crezut. A fost un subiect mai greu? Da, argumentarea a fost mai complicată, dar m-am descurcat. Ce notă sper să obții? Peste 8. Subiectele au fost destul de ușoare, 2 subiecte, gramatică, primul literatură, al doilea gramatică, un text non-literar, răspunsuri din text, a fost destul de ușor. Ne-am simțit bine, termina repede. Emoții ați avut? Nu, deloc. Apoi simulare, la examen poate să avem mai multe emoții. De data asta să ne învățăm cu examenul de la final. 9:50, 10. Vineri va avea loc simularea la limba maternă, iar ultima probă, cea de matematică, este programată pe data de 6 februarie. Din 25 februarie intră în febra examenelor și elevii claselor a 12-a, care, în acest an, trebuie să susțină bacalaureatul. Prima probă simulată este cea la limba și literatura română, care se va desfășura pe 25 februarie.